Auto Bergamo Devaș continuă parcursul excelent din acest sezon, fiind singura echipă neînvinsă până în prezent în Liga 1 de futsal. Marțiară de Veni, care sunt lideri în campionat, s-au impus cu 3-1 pe terenul celei de-a doua clasate, FK Odorheiu Secuiesc. Singurul moment de cumpănă al Devenilor a fost în cea de-a doua jumătate a reprizei secunde, când gazele au înscris pentru 3-1. Dar cei de la Auto Bergamo au gestionat cu multă inteligență situația, scoțând portarul de pe teren, lucru remarcat și de comentatorul partidei. Sunt formații care aplică foarte, foarte bine acest 5 contra 4 și marchează destul de repede în momentul în care se decid să scoată portarul din trebuturi. Cred că va fi rândul celor de la Deva să joace 5 contra 4. Vedem pe Tamaș Cușmodi un tricou diferit, de altă culoare decât al celorlalți coechipieri. E o tactică și asta, spuneam, la 3-1, ar putea să țină de minge pentru a trece timpul în favoarea sa. Exact ce am spus, Deva a intrat cu 5 contra 4 după time-out, încercând să câștige timp în primul rând. E puțin riscant, dar în momentul în care ai jucători de o asemenea valoare, de o asemenea calitate, îți permiți. Nu reușesc să găsească antidot la acest joc, la trecerea timpului al celor de la Deva, oamenii lui Iacob Zoltan. Rămân în continuare în posesie jucătorii formației pregătite de Victor Acosta Garcia. Atacă Deva aproape de 4-1, blochează Harghiteni, revine însă Toni Cușmodi. Ricci Ișlai, foarte, foarte inteligent joacă echipa lui Victor Acosta. În mod evident, cei de la Auto Bergamo Deva au fost mulțumiți de victoria obținută la Odorhei, una muncită, dar meritată. Un meci bun, un meci greu, normal, acolo la ei acasă, Odorhei, o bună presiune mare, niște jucători tineri cu o calitate excepțională, viteza și efortul, care ei fac, nu fac rabat din primul până în ultimul minut, dar băieții noștri au contracarat avantajele lor printr-un joc inteligent, am marcat, puteam să marcăm mai bine, să ne facem jocul mai ușor, dar una peste alta a fost un meci bun. Auto Bergamo mai are de disputat în acest an un meci dificil în deplasare la United Galați, dar indiferent de rezultatul partidei de pe Dunăre, Deva, de la care va lipsi Cușmodi, suspendat pentru 4 galbene, va termina 2021 pe primul loc în Liga 1 de futsal. Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo, crede însă că echipa sa va face un joc bun și la Galați. Din păcate, pentru dezavantajul din meciul acesta a fost cartonașul al patrulea galben luat de Cacea, care nu va putea juca la Galați și va cântări mult în economie. De fapt, jocurile au ieșit bine pentru Galați. A luat un roșu și un jucător de la Odorhei, care de asemenea Odorhei are cu Galați următorul meci. Da, asta este. Acum să fie, ce să zic eu, extraordinar de obositor. Și așa, meciul a fost supra-solicitant din punct de vedere fizic. La 48 de ore jucăm și la Galați. Acea, acolo, și nu mai contează. Deci nu e o capă de țară dacă pierdem sau... Dar eu sunt convins că băieții vor merge să obțină cât mai mult și din acel joc. Meciul dintre United Galați și Auto Bergamo Deva se va juca joi 9 decembrie, începând cu ora 17, dar din păcate nu va fi televizat. Voin se retrage însă...